Salut mă băieți și fete și bine, v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. De data aceasta, înainte să încep videoclipul ca de obicei, cum începem noi, vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată videoclipului de data trecută și vreau să vă rog frumos să dați un like acestui videoclip, să strângem foarte multe like-uri la acest videoclip, un share să vadă și prietenii voștri. Să vă abonați la canal dacă sunteți noi să facem și noi 90, mai avem nevoie de un abonat și vom face 90. Și uh, acum să înainte să începem videoclipul, vreau să vă rog să mi dați și un follow pe Facebook la Ian Gasta, în caz că nu mă urmăriți acolo pentru că acolo postez videoclipuri și pe Facebook, uh, vom face și live pe Facebook, dar uh, acum vreau să Vă întreb, înainte să vă întreb, vreau să vă mai spun și să apăsați pe clopoțel în caz că dacă vă abonați m-aș încuraja foarte mult să continui în continuare cu ce am început, cu proiectele care le-am început noi și de asta vă zic să vă abonați. Așa, și după cum spune și titlul, astăzi vom vorbi despre deosebirea dintre liceu și... Um, facultate. Așa. Deci haideți să începem. Să luăm cu începutul la liceu este mai complicat pentru că avem în primul rând este de exemplu profilul real este matematică foarte multă. 2 Profilul uman, limba română, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, fizică, chimie, pardon, nu, limba română, istorie și așa mai departe, geografie, informatică este realul, deci asta este deosebirea dintre facultate și liceu. Plusurile care sunt la facultate este că nu este obligatoriu să nu știu poți să faci de pildă să înveți cum ar fi să te duci în fiecare zi sau la frecvență redusă, adică frecvența redusă și frecvența zilnică, să zic așa. Deci, cam aceasta este deosebirea dintre una dintre ele dintre liceu și facultate, să zic așa. Acum vreau să vă rog să-mi dați și un follow pe Insta, pentru că vă mulțumesc pentru suma de 91, haideți să facem și noi 92, 93, haideți să ne ridicăm la 100 de urmăritori, deoarece vom face și live, dacă facem 100 de follow vom face live super, super puternic, așa că follow aici, în caz că nu mă urmăriți deja pe Insta, follow la Gascaian și... Um, dacă doriți, puteți să-mi lăsați întrebări pentru Q&A, pentru episodul de 90 de abonați, care va fi. Dacă ne strângem 90 90 de abonați astăzi, o să încerc mâine să facem episodul, așa că haideți să ne strângem 90 și o să caut întrebări pentru uh, Q&A. Da. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Eu am fost Ian driver. vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!